Bună ziua, domnul deputat Marius Boda, președintele Organizației Municipale Iași PNL, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Boda, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Există speranță în infrastructura românească, încă există. Astăzi, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind aprobarea executării obiectivului de investiții, Autostrada Unirii, mai exact. Ce înseamnă, domnule deputat, acest proiect pentru români și ce urmează? Care sunt pașii? Da, mă număr și eu printre inițiatorii acestui proiect de lege. El a fost depus anul trecut, a parcurs procedurile de la Senat oarecum ciudat, a trecut prin adoptare tacită, colegii de la Senat nu l-au avut în preocupări, din păcate. A ajuns la Camera Deputaților, Camera Decizională, astăzi, la 2 săptămâni după ce l-am aprobat în Comisia de Transporturi, unde sunt și secretar al Comisiei, a ajuns în plenul Camerei Deputaților și a întrunit un număr larg de voturi pentru adoptarea acestui mare proiect. Noi, românii, suntem quasi-repetenți la capitolul infrastructură în România. Din păcate, nu este singurul tronson de autostradă care nu se mai întâmplă odată, să spun așa. Avem foarte multe altele care fie au început și nu sunt finalizate, fie sunt pe care să înceapă de câțiva ani, fiind documentele înaintate, dar efectiv execuția nu începe și tot așa. În schimb, proiectul acesta al autostrăzii Moldova-Transilvania sau Ungheni-Târgu Mureș sau A8 sau cum doriți, Autostrada Unirii, cum se mai spune, are o semnificație aparte. Pentru că astăzi regiunea Moldovei, care însumează, să spunem, peste 4 milioane de locuitori, se află într-o situație dramatică. Și am să vă dau câteva cifre, pentru că există, din păcate, o percepție greșită în restul regiunilor, cum că ar fi cumva un moft, că ar fi alte priorități. Nu. Din păcate, regiunea Moldovei, fiind cea mai numeroasă, este cea mai numeroasă, dar în același timp este și cea mai săracă regiune a Uniunii Europene. Produsul intern brut pe locuitor în Moldova este cu 40% mai mic decât media națională. Imaginați-vă ce este acolo, cam cât de puțin se produce. Apoi mai stăm foarte, foarte rău la un alt indicator, la rata de deprivare materială severă a populației. Avem cel mai mare procent din Uniunea Europeană în Moldova. Ne vine greu să credem, spunem Bulgaria alături, parcă e mai săracă. Ei nu. Iată că în Moldova românească se întâmplă acest fenomen. Iar indicatorul acesta relevă că sunt întrunite concomitent 4 din cele 9 definiții, să spun, ale ratei de deprivare materială severă. Și vă dau un exemplu, adică oamenii aici nu își permit, 4 din 10 aproape, nu își permit să-și plătească o chirie, nu mai să mai dețină o locuință, nu își permit să aibă un telefon, nu își permit să aibă mașină, nu își permit să mănânce carne sau să consume proteine la minim 2 zile, așa cum spune OMS, și până la 9 pot continua. Adică sunt niște lucruri de sub nivelul subzistenței, să spun așa, ceea ce este foarte grav. Apoi, suntem ca și producție cu 30% mai puțin competitivi decât restul regiunilor din România, pentru că neavând această autostradă, această cale de acces facilă, rapidă, produsele fac foarte mult timp pe drum, pentru că pe de altă parte, producția noastră este dedicată vestului României și vestului Europei, acolo este piața de desfacere. Și revin și spun, produsele noastre, producția, să spun, transportată pe roți, face foarte mult timp și costă foarte mult și nu suntem competitivi. Apoi mai este o chestiune. Vedeți, zilnic avem această retorică de parcurs pro-european a Republicii Moldova, dar nu ne gândim că acest proiect este unul și de strategie în situația asta geopolitică delicată, pentru că ajută nu numai regiunea Moldovei din România, ajută Republica Moldova în integralitatea sa. Pentru că drumul sau traseul începe de la granița cu Republica Moldova, practic, ajutând o țară, frații noștri, practic de peste Prut, să aibă acces la Europa Occidentală. În fine, suntem în an centenar și mă uit că s-a pierdut cu totul esența a ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani, când Moldova a fost actorul principal. Și dacă ne amintim atunci, Moldova rămăsese ultimul petec de pământ neocupat și a primit toți refugiații din calea războiului din restul țării, ajungându-se la situații dramatice de sute de mii de morți datorită tifosului care s-a răspândit, datorită supraaglomerării, a lipsurilor, pentru că una e să trăiești într-un perimetru 100 de mii și una e să trăiești cu 500 de mii de oameni, evident. Și cred că momentul acela s-a pierdut, pentru că peste ani, și atunci s-a proclamat Marea Unire acum 100 de ani,
Noi nu suntem uniți în realitate, suntem uniți doar prin vorbe. Nu suntem uniți, nu suntem conectați ca regiuni. Și asta spune foarte mult despre izolarea în care a fost lăsată Moldova în la rândul. Și este dramatic. De aceea proiectul, revin și spun, are o importanță aparte față de toate celelalte. Suntem la graniță, să spun, sau în apropierea unui mamut, da? Mă refer la Rusia, a căror influențe nu sunt tot timpul pozitive sau spre deloc pentru țările din Uniunea Europeană. Și ne întrebăm dacă o regiune rămâne în continuare decuplată de prosperitate, decuplată de șanse, decuplată de, nu știu, să spun, speranțe, imaginați-vă că acesta este terenul fertil pentru corupție. De aceea este peste toate și un proiect de strategie națională, dacă mă întrebați pe mine. Acum, proiectul acesta stabilește sau are stabilite termene, responsabilități, pentru că știm, despre autostrăzi s-a mai tot discutat în România, dar nu am văzut nimic concret, din păcate. Într-adevăr, proiectul, așa cum a fost amendat în Comisia de Transporturi, acum are și o logică, are un început, un sfârșit și termene. Se stabilesc prin acest proiect de lege inclusiv modalitățile de finanțare. Se stabilește foarte important obligația Ministerului Transporturilor ca în fiecare an să bugeteze sumele necesare pentru etapele care sunt de construit în acel an. Există un termen, iarăși stabilit prin această lege, și anume că în 30 de zile de la promulgare, Ministerul Transporturilor este obligat să înceapă demersurile care sunt de făcut, de la documente până la construcția efectivă, deci este o obligație legală, și mai stabilește un lucru foarte important, punctul de plecare și punctul de sfârșit, de final al acestui tronson de autostradă, și anume granița cu Republica Moldova și până la Borș, ca să se intersecteze cu autostrada A3. Adică face sens până la urmă tot ce s-a întâmplat. Ceea ce este important de subliniat, acest proiect, această autostradă trebuie să înceapă acum. Ea face parte din rețeaua de autostrăzi principale a Uniunii Europene. Ea a fost trasată, nu de noi, de Comisia Europeană și, făcând parte din această rețea TNT Core Network, este finanțată de către Comisia Europeană. Toate celelalte fantezii de autostrăzi care s-au mai născut în România, fie A13, Bacău-Brașov, fie altele, nici nu contează, nu fac parte din culoarele principale de autostrăzi stabilite de Comisie, deci nu sunt finanțate de către ei. Ori să dai cu piciorul la finanțări de 3 miliarde, de 4 miliarde de euro pentru această infrastructură este o crimă cu premeditare. Din păcate, după 2020, Comisia Europeană a decis să restrângă aceste culoare principale de autostrăzi la modul ce nu s-a făcut până acum, gata, nu se mai face. Ori important este să înceapă până în 2020, pentru că, după cum bine știm, finanțările pot continua N+2, N+3 de la momentul începerii și putem prinde pe bugetul Uniunii Europene până la capăt acest proiect mare de investiții. Asta mi se pare absurd. Și ați văzut declarațiile Comisarului European pentru Dezvoltare, doamna Corina Crețu, care a spus, vădit iritată, este inadmisibil, noi vă așteptăm cu banii, dar voi nu depuneți proiectul, atunci a însemnat cu atât mai mult nevoia de a avea o măsură excepțională, până la urmă, de a aproba un obiectiv de investiții prin lege. Toate aceste elemente pe care vi le-am spus au contribuit la votul de astăzi și la inițiativa legislativă în prima fază. Care este termenul de finalizare a acestei autostrăzi? Ați spus de un termen de 30 de zile de începere, dar de finalizare? Prima formă a proiectului de lege era un termen de 4 ani. În comisie, într-adevăr, acest termen a fost ridicat pentru că, realist vorbind, este o lucrare foarte grea. Practic este cea mai grea autostradă pe care o va avea România. Poate și de aia a fost lăsată ultima, deși e o greșeală, pentru că are de traversat 110 km de munți. Ori noi n-am mai avut așa provocare în România pentru autostrăzi. Eu spun că 4 ani era suficient, dacă mă întrebați pe mine, sigur sunt economist, am lucrat în construcții, am fost director aeroportului Iași și l-am terminat cu un an mai devreme decât termenul stabilit prin contractul lucrare, ce prea imposibil de făcut, știu că se pot face lucrurile mai repede. Dar ca să avem o quasi, cum să spun, o susținere a tuturor partidelor politice, atunci s-au făcut și genul acesta de compromisuri, adică a fost dată o formă de lege care, într-adevăr, este echilibrată, care nu impune termene nerealizabile pe de altă parte și astfel a putut să intre în linie dreaptă. Eu cred sincer că la ce tehnologii sunt astăzi în lume, privind construcția de autostrăzi, ce diferă complet față de acum 10 ani, de acum 20 de ani, nu mai spun, sau de acum 30 de ani, această autostradă poate fi finalizată mai repede, este opinia mea. Avem exemple în lume și nu trebuie să dăm China. China e din altă lume, să spun așa. Au alte legislații și permit poate să fac lucrurile mai ușor decât la noi.
Dar chiar în Uniunea Europeană, sub aceeași legislație, sunt sectoare de autostradă ce traversează munții finalizate într-un an de zile, în 2 ani de zile. Și atunci, dacă acolo se poate, ce să nu se poate și în România? Amintea din aur de finanțare. Practic, cine va finanța acest proiect? Forma finală a acestui proiect de lege prevede quasi totalitatea formelor de finanțare existente. Buget de stat, fonduri europene, parteneriat public-privat. S-a ales calea aceasta pentru că este posibil, nu spun nu, să existe privați interesați pentru efectuarea execuției unui tronson de autostradă în parteneriat cu statul. Problema, din punctul meu de vedere, din tot acest sector de autostradă, el este împărțit în trei. Unul pleacă de la Ungheni și se oprește la Târgu Neamț. Târgu Neamț sparge munții până la Ditrău și Ditrău până la Târgu Mureș, în fine Borș, în cele din urmă. Cel mai greu segment este cel de traversat munții. Eu, dacă aș putea decide, aș spune că prima dată trebuie să spargem munții. Toți banii de la Uniunea Europeană să-i folosim pentru traversarea munților, pentru că noi nu avem nevoie de autostradă neapărat de la Iași la Târgu Neamț, să ne oprim cu ea într-un munte. Noi vrem să traversăm munții, că acolo durează cel mai mult, practic, să transporti marfa dintr-o parte în alta a României. Și în felul acesta e posibil, după ce investitorii văd că cel mai complicat sector și cel mai scump, care este cel de traversarea munților, este asumat de către stat, realizat de către stat pe banii publice ai statului sau europeni, să facă în parteneria public-privat celelalte sectoare. E mai simplu așa, de aceea au fost lăsate toate formele. Însă, eu am o mare îndoială, uriașă să-i spun, când aud pe cei din actuala guvernare la PSD al de când vorbesc de PPP, de parteneria public-privat. Mi s-a părut că de fiecare dată când vor să nu mai financeze ceva, scot din joben această chestiune cu PPP și e la modul, dom'le, noi așteptăm un investitor privat, numai că el nu mai vine. Pe când alocarea de credite bugetare, începerea execuției unei lucrări de infrastructură mare din banii statului, este o obligație pe care și-o asumă statul, trebuie să o continuă, nu poți să lași lucrurile începute și neterminate. Am o mare îndoială că PPP astăzi reprezintă într-adevăr, pentru că nu sunt serioși cei ce guvernează, o soluție. De aceea toate aceste forme de finanțare se pot substitui una altea și până la urmă să începem într-un fel.